Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bună ziua, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, după cum puteți observa și în imagine, avem un nou car vlog, de această dată cu E60-ul. Iar în episodul de astăzi, ce vom face mai exact? Ei bine, vom monta niște proiectoare în uși, în fiecare ușă. Avem achiziționate acest tip de proiectoare cu logo-ul de la BMW. Vom monta proiectoarele. După cum bine știți, dacă ați urmărit episoadele anterioare, știți că am montat acele proiectoare cu logo E60, dar de la un timp am observat că nu se mai văd foarte bine, așa că am comandat un nou tip de proiectoare pentru ușă cu logo BMW. Vom vedea în cele ce urmează toată procedura, cum vom instala aceste proiectoare. Și să vedem și rezultatul la final, o să-l vedem cam cum funcționează ele, dar toate acestea în cele ce urmează. Acum poate vă întrebați ce avem în pachet mai exact. Ei bine, am desfăcut primul pachet, cam asta primim în pachet. Avem aceste proiectoare cu logo, după cum vă spuneam, cam așa arată ele. Avem aici acel proiector care va imprima pe jos logo-ul BMW, cam așa vine el, după cum puteți observa. Avem aici acele cleme pe care le vom apăsa și va intra exact la locul acela unde aveam vechiul bec instalat de fabrică. Și bineînțeles, aici avem mufa de alimentare cu cei doi pini. Primim, bineînțeles, în pachet, pe lângă proiectoare, și aceste două cabluri pentru a face conectica. Dar veți vedea cum vom proceda în momentul în care le vom conecta. Le vom da pe cele existente acum pe mașină jos și le vom pune pe acestea. Cam asta primiți. Mufa. Observați că sunt plug and play. Acum vom scoate vechile proiectoare și le vom înlocui cu acestea noi pe care le-am luat. Vom folosi o ustensilă de genul pentru a le scoate. Va fi foarte simplu, doar va trebui să băgați aici în partea dreaptă, să trageți în jos și vedeți că este foarte ușor. Cam aceasta este procedura. Vedem vechiul proiector cu logo. Cum spuneam, acesta era cu E60, dar nu se mai vede foarte bine, nu știu din ce cauză. Parcă s-a șters acea lumină proiectată, se vedea foarte, foarte slăbuț seara, așa că am decis să îl schimbăm. Vedeți că nici nu a mai fost necesar să folosim de la, cum vă spuneam, că primiți în pachet această mufă adaptoare. Bineînțeles, în cazul în care era nevoie de ea, noi o primim, ceea ce este un lucru foarte bun, dar nu vom folosi, deoarece vedeți că avem mufa originală care intră exact în acel soclu. Deci vom scoate direct mufa și vom înlocui proiectorul cu cel nou. Vedeți că a ieșit foarte simplu. Vom pune jos și vom lua un proiector nou, așa cum spuneam. Acesta este cu E60. Cam așa arată. Vom face conectica, vedeți că aveți aici niște piciorușe pe care intră și împingeți în față, ușor să nu rupeți mufa până intră în acel canal. Cam atâta este de făcut. Vedeți că s-a mufat perfect. Iar acum vom pune la loc acest proiector. Îl împingem în partea stângă prima dată, după care apăsăm. Atâta este tot, vedeți că a intrat perfect în acel canal. Acum vom face și o probă, dar le vom pune de fapt pe toate, în toate ușile, și ulterior vom vedea dacă funcționează. Vedeți că funcționează și în partea din spate acel logo proiectat.
T60, cam așa arăta, după cum vă spuneam, dar nu se vede foarte bine noaptea, așa că îl vom da jos și îl vom înlocui. Vedeți că a pornit și noul logo, puteți observa BMW, acum așa se vede, dar o să facem o probă și după ce se înserează să vedem cam cum se proiectează exact imaginea. Vom pune la loc, după cum vă spuneam, prima dată în partea stângă, apoi doar trebuie să apăsați și o să intre la loc, cam atât. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, saying, turn them to a game. Take the best thoughts, saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain.